În cursul zilei de marți, 3 noiembrie, un copil de 9 ani din orașul Solca a fost transportat de către un echipaj de ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți. Băiețelul a fost lovit la nivelul capului de calul familiei. Nefericitul eveniment a avut loc în timp ce mama copilului hrănea animalul. Băiatul s-a apropiat de cal și a fost lovit cu copita în frunte. Femeia a sunat imediat la 112, iar la sosirea medicilor, copilul era conștient, dar prezenta mai multe leziuni în zona feței. Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de vătămare corporală din culpă.